de la sediul Partidului Național Liberal, o întâlnire cu președinții consiliilor județene și primarii municipiilor reședință de județ. O am alături de mine pe doamna președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean, și de asemenea pe domnul primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc. După cum bine știți sau ați văzut o parte dintre dumneavoastră, în perioada în care, din momentul în care a fost desemnat ministru, am avut întâlniri atât la nivelul Ministerului Dezvoltării, cu ocazia semnării diverselor contracte care le avem în implementare, în special pe programul național Angel Salini, dar am avut și foarte multe întâlniri în județele din România. De fiecare dată am fost însoțit de specialiști, am lucrat instituțional prin intermediul prefecturilor și am avut întâlniri cu colegii noștri care sunt primari în unitățile administrativ-teritoriale sau președinți de consilii județene. De fiecare dată le-am adus în atenție programele pe care noi le derulăm prin Ministerul Dezvoltării. Vorbim aici de Programul Național de Dezvoltare Locală 1, Programul Național de Dezvoltare Locală 2 și Angel Salini pe de-o parte. De asemenea, am discutat de programul de proiectele, toate cele 5 axe care avem prin PNRR, pe care le finanțăm, și de asemenea de proiectele care le derulăm prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Am încercat să găsim soluții, atât în etapa de contractare, să răspundem tuturor solicitărilor. După cum bine știți, există o platformă la nivelul Ministerului Dezvoltării, unde fiecare proiect trebuie să... Pentru fiecare proiect trebuie să încarce anumite informații care sunt solicitate, în așa fel încât în momentul în care ajung la finalizarea și parcurg tot procesul legat de încărcarea în platforma solicitărilor, să putem ajunge în etapa de contractare. Dar am avut și discuții unde am văzut modul în care se derulează aceste proiecte și am venit în sprijinul colegilor noștri primari. Foarte multe proiecte care sunt în derulare la nivelul autorităților locale, iar ceea ce ne interesează pe noi ca și minister este acela, pe de-o parte, de a avea contracte cât mai repede și de a putea avea cadrul legal pentru a desfășura procedurile de achiziție și implementarea acestor proiecte, iar unde există acest aspect, să avem un grad de absorpție cât mai bun, să putem să accesăm cât mai multe fonduri europene, tocmai pentru a avea în fiecare an posibilitatea de a avea o evaluare corectă și de a putea să avem o absorpție pe măsură la finele perioadei la care ne sunt alocate aceste resurse financiare de la nivelul Uniunii Europene. O să dau cuvântul colegei mele, doamna Daniela Câmpean, care este și președintele Consiliului Județean Sibiu, pentru a vă prezenta atât problemele care le întâmpină Consiliile Județene, cât și problemele cu care și beneficiile care ni le aduc programele care sunt derulate fie din fonduri europene, fie din fonduri naționale. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. Întâlnirea de astăzi cu conducerea partidului și cu domnul ministru al dezvoltării a fost una extrem de importantă pentru președinții de consilii județene, în condițiile în care, pentru dezvoltarea județelor pe care le conducem, proiectele pe care le derulăm cu fonduri care provin de la Ministerul Dezvoltării sunt extrem de importante. Așa cum sunt constituite bugetele județelor la acest moment, ni se permite din buget propriu doar derularea unor investiții mărunte, cel mult reparații, nici de cum modernizări substanțiale. Însă, șansa pe care județele o au de a se dezvolta și de a implementa proiecte importante, o dau finanțările din proiectele pe fonduri guvernamentale sau pe fonduri europene. Este o perioadă în care pe piață, să spunem așa, sunt fonduri europene generoase, lansate prin programe, dar și prin programe guvernamentale,
Fiecare suntem interesați să accesăm cât mai multe dintre aceste proiecte, însă provocarea pe care o avem ține de cofinanțarea pe care trebuie să o asigure consiliile județene. Aceasta este principala problemă ridicată de colegii mei și ne propunem să discutăm despre modalitățile prin care să primim un sprijin pentru a implementa aceste proiecte și a se asigura o cofinanțare, întrucât există această nevoie și pentru a duce la bun sfârșit proiectele pe care ni le propunem, dincolo de provocările pe care le avem cu evoluția pieței construcțiilor în această perioadă, această cofinanțare este absolut necesară. Vin dintr-un județ în care se implementează proiecte importante pe fonduri guvernamentale și europene și vorbim de proiecte care țin de modernizări de drumuri județene, modernizări și reabilitări de clădiri spitalicești tocmai finalizat din fonduri guvernamentale, PNDL, secția de neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență, care asigură condiții de secol actual pentru servicii medicale, deci nu numai condiții de cazare, dar și aparatură de ultim moment. Vorbim de investiții în infrastructura de asistență socială, deci tot ceea ce este necesar a fi făcut într-un județ are nevoie de astfel de finanțări. Așadar, ne-am bucurat de prezența domnului ministru, care întotdeauna este alături de autoritățile județene. Avem speranța că provine din rândul președinților de consilii județene, ne cunoaște cel mai bine problemele și ne va susține. Așteptăm să implementăm și să găsim și soluțiile la problemele noastre. Mulțumesc! Sărbătorimile, bună ziua! Așa cum au spus-o și colegii mei, am avut o discuție aplicată cu privire la modul în care în această perioadă derulăm o multitudine de proiecte. Dacă este să ne referim la Programul Național de Investiții Angel Savini, la nivelul municipiului Bistrița vom construi un pasaj subteran, vom extinde rețeaua de gaze naturale, vom extinde rețelele de apă canal, dar un subiect extrem, extrem de important pe care l-a atins și doamna președinte se referă la cofinanțarea proiectelor pe care le avem în derulare, îndeoseb la proiectele pe care le susținem prin Programul Național de Redresare și Reziliență. În momentul de față, împrumuturile nu pot fi accesate pentru că ele se rețin ca și grad de îndatorare. Deci, avem nevoie de o modificare legislativă în așa fel încât să avem acces fie la împrumuturi de trezorerie, fie la împrumuturi contractate de pe piața liberă, împrumuturi care să nu fie reținute în gradul de îndatorare. Am încredere că se va găsi această soluție. Problema este una generală, nu vizează doar un municipiu sau un consiliu județean, e o discuție care practic e de interes național pentru tot ceea ce reprezintă primării și consilii județene la nivelul țării și eu cred că rezolvarea va veni cât se poate de repede. Avem o susținere cât se poate de aplicată, de coerentă și de corectă de la nivelul Ministerului Dezvoltării. Salut și eu prezența domnului ministru Adrian Ioan Veștea. Este un om care a fost 3 mandate primar de oraș, a avut aproape 2 mandate de președinte la Consiliul Județean Brașov. Este un om care a coordonat un proiect extrem de amplu, realizarea singurului aeroport construit după Revoluție în România. Este vorba despre aeroportul internațional Brașov. Așa că premizele, eu cred că sunt cât se poate de bune. Vă mulțumesc! Borgon. Există la nivelul tuturor ministerelor astfel de planuri. Evident, fiecare dintre ele, în funcție de prioritățile pe care le avem, sunt zone în care nu avem cum să scădem toate aceste cheltuieli.
Și mă refer la faptul că în perioada în care implementăm toate aceste proiecte care sunt pe fonduri europene, avem nevoie de un necesar de personal, un necesar de persoane care să poată duce pe de o parte la lansarea ghidurilor, la contractarea acestor proiecte, iar pe de altă parte, ulterior decontarea, în momentul în care au fost verificate, decontarea acestor cheltuieli. De unde tăiați? Cum reduceți cheltuielile? Practic, în solicitarea pe care noi o facem, nu o să avem solicitări în care facem... solicităm cheltuieli, suplimentarea cheltuielilor ministerului decât cele vizând investițiile. Deci nu avem cheltuieli de personal sau cheltuieli cu consumabile sau celelalte. Deci nu o să avem, astfel de solicitări. Absolut. Acestea vor fi cu siguranță o serie de măsuri pe care, pentru a nu perturba activitatea care o avem la nivelul Ministerului, o vom face. În momentul de față avem o altă propunere care se discută la nivelul partenerilor PSD-PLD, o știți foarte bine, cea a reducerii cu 200.000 de posturi acelea care sunt vacante. Cum vedeți o astfel de măsură? Pentru că asta înseamnă reduceri și la nivelul autorităților locale, administrației locale. Suntem înainte de a avea o decizie finală a acestui aspect. Eu zic să așteptăm ca coaliția să prezinte o astfel de situație, să vedem în ce măsură se concretizează toate aceste zvonuri. Iar în situația în care vom avea o astfel de decizie, vom evalua de la caz la caz și vom face în așa fel încât să luăm deciziile cele mai potrivite pentru a nu îngreuna actul administrativ. Ne poate priza o temere, există și anumite funcții unice la nivelul administrației locale. Cum vedeți o astfel de reducere a posturilor vacante care în mod față nu sunt ocupate? Ați observat o astfel de situație în instituție? Da. La nivelul municipiului, recent, am votat o nouă organigramă și am renunțat la cele mai multe posturi vacante. Posturi vacante care în mare majoritate erau bugetate. Deci chiar dacă un post nu este ocupat, banii pentru funcția respectivă sunt puși în buget. Acești bani pot să circule, pot să aibă o altă destinație, pot fi puși la lucru. Deci nu trebuie tratată oarecum cu superficialitate această variantă cât se poate de corectă de a pune în mișcare sume importante de bani. Am făcut acest lucru, știu cum se face, impactul este categoric favorabil. Ce impact ați avut? Pe câte costuri și ce impact ați avut? Am discutat despre circa 50 de posturi, iar impactul este de aproximativ 3 milioane de lei, deci nu discutăm despre o sumă foarte mică. Prin retrogradarea unor structuri, pentru că dacă un serviciu are nevoie de 8 poziții, iar tu elimini două, acea structură devine birou. Așa. Și atunci, inclusiv șeful de serviciu devine șef birou, se ajustează venitul în suma consecință. Este o cheltuială directă și indirectă. Și directă și indirectă, da. Cu cât se ajustează suma de la șef de serviciu la șef de birou? Ce ar însemna? Cât e de mare diferență? Depinde de la situație la situație, dar dacă discutăm, să zicem, de aproximativ 3.000 de lei, facem un calcul și prin multiplicare ajungem la sume relevante. Domnule ministru, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, dar pe un alt subiect, probabil că sunt destul sistemă de ceea ce s-a întâmplat seara trecută în da. De aici din București. Am vorbit astăzi cu ministrul Sănătății, Alexandru Rapila, despre faptul că la nivelul țării sunt foarte multe astfel de spitale care au probleme pe infrastructură, o rețeaua electrică în special, dar Ministerul Sănătății nu poate face deocamdată nimic.
ce măsuri ați putea dumneavoastră să luați în perioadă? Da, deci, după cum bine știm, au existat oportunități în care marea majoritate a beneficiarilor unități administrativ-teritoriale puteau aplica pe Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2. De asemenea, sunt foarte multe programe care sunt dedicate sănătății prin intermediul companiei naționale de investiții. De asemenea, în prezent s-au aprobat normele meteorologice ale unui program care se numește Mihail Cantacuzino, unde toate unitățile medicale care au un anumit grad seismic pot fi incluse. Așteptăm de la Ministerul Sănătății o listă cu astfel de unități pentru a putea să le includem. Acestea sunt programele pe care noi le derulăm pentru sectorul sanitar, pentru infrastructura medicală. Dar, de exemplu, privința acestei rețele electrici, pentru că sunt foarte multe probleme care au fixe. În decursul timpului au existat foarte multe proiecte care au putut fi derulate pe Programul Operațional Regional, pe Eficiență Energetică, unde s-au reabilitat atât clădirile cât și toate instalațiile care sunt în clădirile respective. Deci, practic, am avut posibilitatea de a face reparații capitale. Fiecare, de la caz la caz, pot apărea cazuri în care, știu eu, cei care sunt responsabili nu au aplicat și nu au pregătit documentațiile necesare pentru a putea aplica pe ele. Dar au fost și sunt în continuare programe care vizează astfel de oportunități. De vreau să vă întreb legat de acel parc amenajat de primăria Sucrăvii, care e în zona Liniști, terenurile de tenis, dar nu se Nu și-a dat acordul. Păi am tot făcut și am aflat și eu de această situație. Știu că este proprietatea Ministerului Dezvoltării. Am acționat și în trecut ca și cu prioritate de a recupera toată suprafața de teren care a fost ocupată ilegal. În continuare vom face aceste diligențe procedural, legal, nu avem alte pârghi. Și eu întrebare referitoare la acele mașini de serviciu. Liderul PNL spunea că am putea face economii în acest sens și în acest context v-aș întreba, dacă ar fi să-mi răspundeți, dacă ați fi dispus să renunțați o săptămână la mașina de serviciu sau doar să o împărțiți cu alți colegi. De fiecare dată fac lucrul acesta, n-am avut niciodată, înțeleg că din poziția de demnitar nu ai posibilitatea să conduci, dar de cele mai multe ori nu am avut nici șofer în poziția de președinte de Consiliul Județean, decât la drumuri lungi și în situații extreme, este normal să găsim mijloace în care să renunțăm la o parte din cheltuielile care sunt făcute de către, sau care nu afectează actul administrativ. Ați vorbit la început despre un chestar privind cofinanțarea aspectului european. Există o analiză la nivelul Ministerului Dezvoltării la cât se ridică acest chestar de cofinanțare și dacă el se va acoperi de la bugetul stat sau, cum a spus dumneavoastră anterior, prin împrumuturi din trezorerie. Totuși, la cât se ridică și dacă îmi permite în colegii dumneavoastră, ce proiecte au în derulare și ce chestar au personal pe fiecare județ de cofinanțare sau principiul de cofinanțare de proiecte europene. Deci știm cu toții că există o lege în care tot ce înseamnă proiecte pe fonduri europene nu mai este, adică numai plafonul UAT-ului respectiv nu mai este un impediment. Ceea ce ar trebui să milităm pe viitor este ca cheltuielile neeligibile, și mă refer aici la o serie de cheltuieli care pică în sarcina în sarcina beneficiarului, să fie considerată ca și implicare din partea UAT-ului pentru realizarea acelui proiect, care de altfel are în proporție de 80-90% sume eligibile și sunt în cadrul proiectului, dar trebuie necesară această cofinanțare în așa fel încât fie prin trezorerie, fie prin împrumut să poată accesa și să poată acoperi partea de neeligibilitate. În prezent nu este recunoscută de către Ministerul Finanțelor și de către CAIL partea de contribuție neeligibilă și atunci, prin intermediul Asociației Municipiilor Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, să încercăm să reglementăm, inclusiv fiindcă de fapt impasul intervine atunci când nu ai partea de cofinanțare. Banii din fonduri europene vin, dar tu la rândul tău, pentru a finaliza proiectul, ești nevoie să faci. Aveți o analiză privind cât este acest necesar
centralizat la nivel național? Nu s-a centralizat, fiecare OAT în parte și-a asumat, fiindcă nu vorbim doar de proiecte care țin de Ministerul Dezvoltării, vorbim de proiecte care sunt pentru educație, pentru sănătate, care sunt gestionate de alte ministere. Nu alegea să le iubi, iar nu a fost un... Dar îmi pregătiți și mie, de să vă răspund și colegii din ce e necesar pentru cofinanțare. Deci, acel necesar de cofinanțare se raportează și la proiectele pe care vrem să le mai depunem. Consiliul Județean Sibiu, spre exemplu, a făcut deja un împrumut pentru a-și acoperi partea de cofinanțare pe cheltuielile neeligibile, vorbim de 85 de milioane de lei, însă dacă partea aceasta de cheltuieli neeligibile poate fi suportată de la bugetul național, ne-ar crea nouă spațiu să demarăm și alte proiecte. Ceea ce am comunicat a fost faptul că s-a identificat această nevoie la nivelul Consiliilor Județene din țară, că se va face o analiză pe aceste nevoi și prin structurile asociative vom veni cu aceste date concrete către structurile naționale care vor analiza și vor identifica soluțiile care se impun. În special către Ministerul de Finanțe. În special către Ministerul de Finanțe, da. La acest moment nu are cum să aibă Ministerul Dezvoltării o astfel de analiză, pentru că toate ministerele care derulează proiecte de investiții au datele lor. Foarte scurt în legătură cu întrebarea legată de mașini. Prin AFM am achiziționat gratuit, adică cheltuială zero, 25 de mașini electrice, Dacia Spring, și retragem 25 de mașini cu motor termic. Asta înseamnă o economie, credeți-mă, substanțială pe 12 luni. În ceea ce privește necesarul de bani, discutăm despre circa 100 de milioane de lei de care avem nevoie ca de aer pentru continuarea implementării proiectelor cu finanțare europeană, îndeosebi cele prin PNRR. Lucrările de eficiență energetică a clădirilor sunt obligatoriu, trebuie obligatoriu dublate și de alte tipuri de lucrări care sunt considerate neeligibile. Pentru clădirile publice, școli, cămine, grădinițe, nu știu, alții discută și despre spitale, noi nu avem spital municipal, avem spital județean, instituții publice. Această cofinanțare poate să fie de 10, 20, 30, 40%, depinde cât de mult vrei să schimbi cu adevărat situația în clădirea respectivă. De aceea, necesarul de fonduri este foarte, foarte mare. PNRR a venit și a spus 100% cheltuieli eligibile, dar trebuie să te rezumi la o anumită categorie de intervenții, ori beneficiarii așteaptă în momentul în care intră într-o clădire reabilitată să vadă că acolo într-adevăr s-au întâmplat lucruri de substanță. Mulțumesc! Spuneam că nu alegea să realizării va fi un plafon de maxim 20% și cum mi se pare că s-a ajuns în această situație în care venim să cer de multe ori de la CJU sau de la primării astfel de scoruri aberante, cum ar fi acele scoruri pentru boli hemoroidale sau pentru serul sau cum exploate. Așteptăm legea salarizării, este resortul Ministerului Muncii. Cred că ar fi bine prima dată să vedem negru pe alb ce va implica acest lucru, după care cei care vor fi în situația sau vor avea anumite situații concrete, vor ieși și își vor expune punctul de vedere. Momentan nu avem cu certitudine o astfel de decizie. Vreau să mă întreb care este pragul în acest moment, până la care putem negocia, dacă se poate negocia ceva și... Cred că acest aspect este în responsabilitatea cu totul altor persoane, să le lăsăm să-și spună punctul de vedere, că altfel intrăm în fel și fel de discuții contradictorii și nu aș vrea de la sediul partidului să plece vreun punct de vedere. Am toată convingerea că le vom atrage. Deci în ceea ce mă privește și în ceea ce ne privește pe noi, fiecare pe partea pe care suntem responsabili, vom face în așa fel încât să implementăm toate aceste proiecte și ne vom încadra cu siguranță. Dacă va fi să pice drogul de sare, vom vedea în situația respectivă. Acest lucru îl pot spune cei care sunt în măsură. V-am spus că resortul ministerului pe care îl conduc este cu totul altul.
Mulțumesc și eu. O zi bună. Se discută în spațiu public despre impozitarea 1% a locuinților peste 500 de mii de euro. Se poate aplica un astfel de sistem din punct de vedere tehnic în acest moment în România? Știți, va trebui să vedem în ce măsură se va întâmpla acest lucru. Deocamdată sunt efectiv doar discuții, vom vedea de la caz la caz și cei care... Se poate aplica. În ce sens? Dacă se poate aplica un impozit de urmă... Orice se poate aplica în momentul în care se lege fără. Tot ce înseamnă imobil care are valoare peste 500 de mii de euro și imobil. Știți că avem această problemă cu notarii publici. Aceea vă trebuie și cu alea bună. În momentul de față, pentru a se aplica, trebuie să avem o evaluare. Cu siguranță vor apărea norme de aplicare și se vor identifica se va identifica modalitatea de calcul pentru aceste impozite despre care vorbim. Dar astfel de impozit? Nu sunt pus în situația de a lua astfel de decizie eu. Vom ajunge în momentul în care vom vedea dacă se întâmplă acest aspect sau nu. Mulțumesc. Să văd minile la